Capitolul 4. Atenție, Minerva zâmbește. Ce zici de bascul meu, Dobrescu? Minerva îl privea pe subsprâncene, urmărindu-i atent figura. La povița de peste zi se strânse semn băltoace mari, în care călca nestingerită, împroșcând apa pe câțiva metri. Locotenentul, prima victimă, cu galoșii inundați, rezista eroic privi bereta de fetru o brânzoaică bleumarin cu paratrăs netobosit, compunându-și o expresie măgulitoare. E interesantă! Minerva intră cu pantoful în groapa cea mai adâncă. Cineva se sesiză, apostrofând-o revoltat. Cască ochii cu coană! Originală? Continuă locotenentul. Ați luat-o de la pachet? Te-am prins, dobrescu! N-ai spirit de observație! Zece ani am pus-o la fiecare teză. Știi de ce? Probabil că socotați lucrările scrise drept un eveniment deosebit. Ai iurea! Trăgea fereastra și era singurul loc de unde puteam să vă cine copiază. Mai exersează dobrescule, mai exersează. În hol, Minerva își scoase bascul consultându-și chipul în oglindă. Pentru prima oară, în ultima săptămână, și încercă din față și profil un zâmbet mieros. Locotenentul numea aceasta toaleta de anchetă și, după preparative de că pe Luca, îl așteaptă clipe îndeajuns de dificile. Surâse. Pe ușa ascensorului copiii zgâriaseră autografe sentimentale. Titi repetentul, Gigelie un bou, urma desenat cu cretă, sfântul în ipostaza simbol. Apartamentul celor trei prieteni, situat într-un bloc vechi de pe Ana Ipătescu, era spațios. Trei camere pe hol, cu dependințe bogate, ocupate în exclusivitate de Luca, Dincă și Necula. De fapt, spuse traducătorul după ce se legitimară, inițial stăteam aici doar eu cu Necula și o familie de juriști. Griguță, vreau să spun Dincă, le-a propus schimb de locuință, avea o garțonieră elegantă pe Filiti, și oamenii, evident, au acceptat. Dobrescu privi în jur. Holul era frumos, dar sărăcăcios și neîngrijit. O lustră splendidă, Murano, și o oală care colecta picăturile de apă pierdute de calorifer, erau singurele obiecte din încăpere. Luca îi invită la el, o e tristă, rece, fără mobilă. Se vedea așternutul improvizat, acoperit în grabă cu o pătură cafenie, cu ciucuri știrbi. O mașină de scris portativă, Erica, stătea pe o ladă răsturnată în fața unui scăunel mic de bucătărie. Ziare vechi, fixate în pioneze, înlocuiau fața de masă, perdelele, abajurul lămpii de birou, un braț sinistru de fier cu bec de 200 de lumini. Pe parchet erau împrăștiate cărți, reviste, gemotoace de hârtie, sticle goale, sifoane, cutii de conserve cu mucuri de țigări în vecinătatea unei amprente Lăsate de un fier de călcat. Element discordant, un tablou mare cu ramă de bronza, târna între ferestre, asediat de păianjeni, un bărbat arrogant cu haine și aer fiind de sieclă. Luați loc, doamnă, o invită Luca, desemnându-i cu politețe afectată scaunul de bucătărie. Din nefericire, ospitalitatea mea e limitată, sunt un om sărac. Minerva îi adresă o privire plină de admirație. Nu trebuie să vă scuzați. De mult m-am convins că inteligența n-are nevoie de ambalaj. Și când spun asta, mă gândesc la ultimele dumneavoastră lucrări. Colegul meu mai tânăr le-a apreciat în mod deosebit." Dobrescu scrut a amuzat chipul. Emana o bunăvoință serafică, iar vorbele se rostogoleau rotunde, calde, îmbălsămate în nectar și ambrozie. Acum privea lung fulgarinul lui Luca de pe care apa se prelingea pe parchet. A plouat toată dimineața și mi-am pierdut umbrela. Începu el o explicație nesolicitată. Locuiți de mult aici? Din 1952. Dacă nu mă înșel, anul coincide cu retragerea dumneavoastră din învățământ. A, râse îngăduitor Luca, înțeleg la ce faceți aluzie. Este un reproș camuflat. Un reproș? Adică am renunțat la un post sigur și onorabil, naufragind într-o existență mizerabilă. Nu-mi permit să fac aluzii, chiar dacă, să zicem, problema în sine suscită interes. Vă mărturisiți totuși curiozitatea, în măsura în care dumneavoastră sunteți dispus să mi-o satisfaceți. O astfel de amabilitate mă dezarmează și mă obligă. Funcția de profesor nu mă avantaja, din ce punct de vedere, a libertății spirituale. Poate vi se pare prețios, dar îmi place să zbor, să mă avânt. Să zbor, să mă avânt, repetă în gând Minerva. Baloane retorice sau instinctul de conservare care ne obligă să ne mistificăm, să găsim justificări pentru ceea ce nu poate fi justificat, să ne definim romantic insuficiențele. Sună bine libertate spirituală. Mai bine decât indolență, oroare de muncă disciplinată, obligatorie. Nu există niciun regulament care să o interzică, dar nici să o recomande. Și râse. Dinții de în față, avariați, păreau niște unghiroase crescute în gingiile vinete. Minerva clipi din ochii mari, lucioși. Ai fi zis că e timiditatea personificată. Și acum zburați? Se simți brusc, enervat. În fond ce vrea? Ce vrea de la mine?" Nu importă faptul în sine, ci ideea. A, da, înțelegi, Dobrescu, totul e să ai aripi. Ale folosie deja o chestiune minoră, subsidiară. Traducătorul îi aruncă o privire iute, apoi ploapele să lăsară peste ochii obosiți și gălbui. Zilele trecute, reluă Minerva, discutam cu cineva despre dumneavoastră. Vă mărturisesc că afirmațiile persoanei m-au surprins vă înregistra existența la rubrica ratare. E evident, a greșit, îi scăpa sensul noțiunii, a confunda ratarea cu un mod de viață înțelept, disprețuind divertismentele minore, aspirând mereu spre desăvârșire, reprezintă o eroare grosolană. Luca își-a prins o țigară, cu mână nesigură, aruncând chibritul pe parchet. Îi strivi măciulia sub talpă, mai alungă câte vire, câteva fire de prafte pe genunchiul pantalonului, apoi vorbi cu glas bine timbrat. Totdeauna găsim motive să ne plângem. Cei din jur nu ne înțeleg că sunt prea aproape și deci nu ne pot îmbrățișa într-o imagine de ansamblu. Ceilalți pierd esențialul din cauza distanței. Ratare! Hmm, termenul nu mă înspăimântă. De fapt, trebuie să fiu recunoscător persoanei. Arata presupune o încercare, un start în cele din urmă neizbutit. Nu poți pierde ceva ce nu ai. Or, asta e mai mult decât nimic. Cui trebuie să adresez mulțumiri, doamnă? Minerva arboră o mină derutată, plină de scrupule. Este vorba de o... o femeie. O femeie? Exact. O bună prietenă de-a dumneavoastră, Dora Ioachim. Sper că nu voi avea motive să-mi regret indiscreția. Sincerității nu îi pot răspunde decât cu franchețe. Luca se crispă ușor, spuse nesigur după câteva clipe. Nu știu la cine vă referiți. Nu cunosc persoana. Ah! exclamă satisfăcută Minerva. Vezi, Dobrescu, ți-am spus că n-ai încredere în ea. Fetei îi place să se laude. Ți-am spus, Dobrescu! locotenentul recunoscut, spășit. Mi-a spus. Traducătorul își ridică umerii ascuțiți de această dată, sincer surprins. Nu văd pentru care motiv s-ar putea lăuda cineva că mă cunoaște. Minerva a avut o viziune tulburătoare. Luca avariat, pleșuv, cu dinții roșii, continuând să peroreze într-un azil de bătrâni. Un, asez un așezământ cu tabieturi mărunte, unde nu te vizitează nimeni pentru că n-ai pe nimeni, sau mai trist, deoarece nimănui nu-i pasă de tine, unde fiecare povestește ce ar fi putut să fie, dar nu e sau nu-l crede nimeni că a fost o epavă. Își lăsă ochii în jos, sfioasă. Cu cerirea unui bărbat matur, cu poziția dumneavoastră socială, cu fizicul și prestanța dumneavoastră, cum îți spunea Dobrescu? E nebun, nebun după mine. Improviza, desigur, imaginați-vă, pretindea printre altele că îi cunoaște și pe micii dumneavoastră Necula și Dincă. Absurd! Bineînțeles, o mitomană, o persoană foarte vulgară de altfel. Dacă pe domnul Necula, în general, mai puțin pretențios în astfel de probleme, îl văd alături de ea. Pe dumneavoastră, chiar cu un efort de imaginație, mi este imposibil. Se auzi telefonul. Luca mormăi ceva care aducea scuze și intră în hol. Ei, făcu Minerva, de îndată ce rămaseră singuri. Cum ți se pare individul? Cu oarecare bun simț. Evident, minte, susținând că nu o cunoaște pe Dora Ioachim. Asta i tot ce ai observat? Deocamdată. Dobrescule, dobrescule uite te bine prin o daie. Locotenentul își plimbă privirea de jur în prejur, întârzind asupra fiecărui obiect, apoi ridică vinova din umeri. Omul ăsta, începu Minerva, s-a despărțit de o femeie. După toate probabilitățile, Dora Ioachim, undeva prin apropiere, îți dau un punct de reper. Afară toarnă cu găleata, nu-ți spune nimic amănuntul ăsta? În ce sens? Uf, pufni Minerva. I-ai văzut balon Acolo lângă calorifer. Ud le arcă. Da, da, se strâmbă Minerva. Dar mâneca dreaptă e uscată. Parcă neatinsă de apă. A dus pe cineva de braț Dobrescu. obligatoriu o femeie. Bărbații nu merg în felul ăsta, se țin cel mult de gât. Iar în dreapta conduci în general o cucoană. Pasă mi te o protejezi. Sau tu nu obișnuiești? Își reluă brusc zâmbetul amabil. Traducătorul se întorsese. Greșeală, explică el, respirând de câteva ori, ca și cum și-ar fi pierdut suflul. Ochii tulburi de pește se bulbucau globuloși, o rețea galbuie înconjura irisul. Vă simțiți rău? Îl întrebă Minerva, îngrijorată. E o stare trecătoare, mi se întâmplă uneori, preciză evitându-i privirea. E independent de vreun eveniment concret. Sunteți un om sensibil. Abia acum îmi dau seama ce șansă ați avut. Și clătină din cap pe gânduri. Șansă? întrebă răgușit Luca. Zilele trecute s-a comis în preajma dumneavoastră o crimă. Un șoc vă putea fi fatal, mai ales dacă ne gândim că vă aflați doar la câțiva metri de victimă și de agresorul ei. Își întoarse capul. Ce spui, Dobrescu?" Locotenentul arboră o mină filozofică. Mare șansă!" Luca își plimbă privirile de la unul la celălalt, strâmbându-se disprețuitor. Femeia aceasta nu va pleca de aici până nu va afla totul. Totul! bar, n-am despre ce vorbiți. Firește, nici nu mă așteptam din partea dumneavoastră să vă amestecați printre cei care se buluceau în jurul cadavrului. Încerc sentimentul neplăcut că vă pierdeți timpul, doamnă. Nu numai că n-am văzut nimic din ceea ce v-ar putea interesa, dar nici măcar n-am auzit că s-ar fi comis vreun asasinat de curând. Și curățăm masa apăsat, considerând chestiunea închisă. Minerva fulgeră sub arternul cu privirea scurtă. Acum te-ai convins, Dobrescu? Nu, că poate totuși a văzut ceva. Poftim, n-a văzut. Balam și deranjat degeaba își relo zâmbetul dulce. Sunteți un om serios și corect. N-ați avea niciun motiv să nu răspundeți întrebărilor noastre. Se întâmplă uneori însă să înregistrăm anumite fapte fără să ne dăm seama. În aceste cazuri este suficient un punct de reper care să declanșeze memoria. Dați-mi un punct fix, afirma Arhimede, și voi învârti globul pe deget. Sau cam așa ceva, ei? Râse cu ironie îngăduitoare Luca. Aștept să mi-l oferiți. Știam că o să ne înțelegem, făcu Minerva adresându-i se cu un surâs recunoscător. În seara de 7 ianuarie erați la restaurantul Cluj, împreună cu prietenii dumneavoastră, vă amintiți? Da, cred că da. La ora 22.10 ați părăsit localul pentru a vă cumpăra țigări. La 22.15, la câțiva metri de restaurant, inginerul Pascu a fost împușcat. La 22.30 v-ați întors. Domnii Dincă și Necula începuseră să se impacienteze. Din câte bag de seamă, ceea ce îmi pretindeți este un alibi, nu o informație." Forțați noții unile. În primul rând nu pretind. Vă solicit ajutorul în cadrul unui schimb amical de păreri." Că despre alibi termenul incumbă o prezumție de asasin. Ei care nici măcar nu intră în discuție." Eu totuși vă voi prezenta alibiul meu. Fumesc țigări selectea în restaurant n -aveau. Cea mai apropiată cârciumă e ciocărlia. Dus și întors înseamnă cel puțin 20 de minute. Și ați găsit țigări select la ciocărlia? Luca a dădu din cap. Nu, am luat Virginia. La ciocărlia? Insistă Minerva. Restaurantul de pe Splai? Exact. Maiorul urât oftă, mângâindu-și degetele scurte. Realmente mă îngrijorați, domnule Luca. Astfel de scăpări sunt inadmisibile. Dacă n-ați considera o drept, o imixtiune nedelicată în treburile dumneavoastră, aș opina pentru un consult medical urgent. Nu se poate să fi uitat că restaurantul Ciocărlia se află de două luni în renovare. Desigur, ați fost în altă parte. Tot ce-i posibil, făcu Luca flegmatic. La urma urmelor, după ce lucrez ca un ocnaș 80 ore pe zi, confecționând traduceri idiote după autori, adesea cu nimic mai deștepți, nu e surprinzător. Sprâncenele Minervei se rotunjiră. Probabil este extrem de rentabil. De altfel, asta și explică performanțele dumneavoastră materiale. Și sesizând privirea amuzată a lui Dobrescu, care inventaria încăperea, completă seară de seară la restaurant, presupune un buget care nu-i la îndemână ori și cui. Luca ridică degetul gros în sus. Ha, ha, asta e o datorăm lui Tase. Cui? Cândva am fost patru prieteni. Unul dintre noi, Anastase Vasiliu, a murit acum trei ani. A avut întotdeauna o situație materială prosperă. Pe vremuri sus, Stelian Vasiliu, ținea la șosea restaurantul franțuzesc Cleo. Prin testament autentificat la notariat, ne-a lăsat nouă supraviețuitorilor suma de 180.000 de lei, cu o condiție. Testările e, condiționale, din câte știu, nu sunt legale. Ne-a avertizat și avocatul, totuși de comun acord, noi am hotărât să respectăm dorința lui Tase. Anume, banii să fie băuți până la ultimul leu. Aceasta a fost dorința lui expresă. Mi se pare fantastic, comentă Minerva. Faptele sunt imediat controlabile. De altfel, totdeauna cheltuie nebunește. Considera că nimeni n-a izbutit vreodată să ia pe lumea cealaltă mai mult de patru scânduri. În timpul bombardamentului pierduse două case, restaurantul a urmat automat. Vedeți, adăugă fin, e o chestiune de filozofie individuală. A dumneavoastră am impresia, se înscrie pe aceleași coordonate. În sfârșit, povestea e extrem de interesantă sau cel puțin amuzantă. Deci, în fiecare seară mergeți la restaurant pe banii de lui Vasiliu. Nu poți ignora ultima rugăminte a unui prieten de-o viață. Pe 7 ianuarie am procedat ca de obicei. Rețineți cumva cine a propus restaurantul Cluj? Necula se apropie în vârful picioarelor, auzi glasul Minervei, amabil, persuasiv, replica lui Luca, ironică, acidulată, uneori agresivă, apoi liniștea se așternu de cealaltă parte a ușii. O liniște compactă. Își ascultă bătăile inimii cu temerea absurdă că ar putea fi înregistrate dincolo. Tresări. Ușa lui Dincă se deschidea cu infinite precauții. Necula traversă holul precipitat, dispărând în nișa ferestrei. Nesigur, privind în stânga și în dreapta, dincă se apropie de telefon. Formă un număr, păstrând degetul în orificiile discului până la capătul rotației în ambele sensuri, estompând din zgomotul metalic. Târziu, înfrigurat, aproape neinteligibil, cu buzele lipite de grătarul microfonului, șopti. E aici, în odaia lui Luca. Nu risca. Neculau și agăță degetele transpirate în stofa draperiei nu recunoscuse glasul gros, fără timbru. Glasul acela nu era al lui Dincă. Necula a propus Clujul. Auzise de la teatru că se mănâncă excepțional. Vorbea mai ales de niște fripturi pantagruelice. Suntem toți trei foarte gurmanzi. Ce curios! Se miră cu nevinovăție Minerva. Vă amintiți asemenea amănunt și nu rețineți de unde anume ați cumpărat țigări în seara aceleiași zile. E stupid! Dar nu știu de ce mi-a rămas ciocârlia în minte. Poate am intrat undeva, alături. Știi tu, Dobrescu, vreun local alături? Nu, există doar un cafe bar chiar în stația de tramvai, dar de la nouă și jumătate. Simți privirea ascuțită a Minervei și își regretă competența. Până una alta, trebuie să conchidem că nu din acest sector v-ați luat țigările. În fond, și importanță are? Întrebă să Luca tot nu cunosc nimic din ceea ce v-ar putea interesa. Știu că vă deranjăm, făcu Minerva aghemuindu-se în scaun. Îmi este penibil să insist, dar pentru mine are o mare importanță dacă la 22 și 10, părăsind restaurantul, v-ați îndrepta spre piață, spre spitalul Brâncovenescu, reați ales altă direcție. S-a comis o crimă odioasă și nu cred că tocmai dumneavoastră o să ne refuzați ajutorul. Direcția oricum ați stabilit-o, Spre restaurantul Ciocărlia, deci trecând pe lângă tribunal. Sunteți sigur? Categoric. Minerva oftă, frângându-și mâinile. spune te rog, Dobrescu, ce restaurante există în perimetru care ne interesează? Evident, Cluj, Bucur, pe Poenaru Bordea, bufetul Apolodor vis a -vis chiar, Columbina pe Sfinții Apostoli, Bumbești pe Rahovei. Mulțumesc, prea departe care dintre ele s-au găsit în seara de 7 ianuarie, țigări select. Îl privi fix în ochi, încleștându-și degetele pe marginea scaunului de lemn. Locotenentul a avut senzația că alunecă, dar riscă. La restaurantul Cluj. De? Făcu Luca ironic. Mie n-au vrut să-mi vândă. Dumneavoastră însă, firește, vă aflați deasupra muritorilor. Da? Se miră candid Minerva. N-am avut impresia asta. Că despre ospătari nu mă surprinde nimic. Au tot interesul să vândă snagov sau amiral țigări scumpe. Apropo, ce fumează amicii dumneavoastră? Carpas, dincă iar necul la favori. Trebuia să le cumpărați și lor țigări? Nu, aveau fiecare câte două pachete. Înseamnă că în intervalul de trei sau patru ore cât ați petrecut la Cluj, n-au avut niciun motiv special să părăsească restaurantul. Așa, îmi închipui, n-aveți decât să-i întrebați. Când v-ați întors, i-ați găsit pe amândoi la masă? Exact. Minerva se ridică, făcând câțiva pași prin odaia mare, goală. Recapitulând lucrurile, ar sta cam așa. Ați ieșit din restaurant dintr-un motiv care ne scapă, îndreptându-vă într-o direcție pe care o camuflați. Am certitudinea că scrupule deosebite vă împiedică să ne răspundeți cu toată sinceritatea. De aceea nu insist. Și ai să vezi, Dobrescule, când va socoti de cuvință, domnul Luca se va oferi singur. Se opri lângă tablou, privindul câteva clipe. Întrebă, fără să se întoarcă. Tatăl dumneavoastră? Bunicul. A fost director la liceu Nicolae Bălcescu din Râmnicu Vâlcea. Aha! Își trecu degetele peste rama tabloului o ghirlandă bogată din boboci de trandafir. Bronzul strălucea stins sub crusta de praf. Trase floarea din margine care se desprinse cu ușurință și apăru un capăt de hârtie albastră. Hmm, exclamă Minerva. Aici păstrați certificatul de naștere. Ce certificat al cui? Dobrescu văzu urechile Minervei alunecându-i ușor spre ceafă și înțelese că încearcă o mare surpriză. Al inginerului Mihai Pascu omul care a fost ucis în apropierea restaurantului Cluj. Își păstră zâmbetul înghețat mult timp după ce Minerva ieșise. Rămăsese pe pat cu degetele încleștate după genunchiul îndoit în unghi drept. Becul puternic lumina chipul fostului director de școală, dar de acolo, de unde stătea, nu vedea decât un nimb cețos, fără contur, fără amănunte, cocoțat pe un trup înveșmântat, pretențios și incomod. Se ridică și cu gesturi obosite, resemnate, își scoase haina. O aruncă pe speteaza scaunului. se întoarce fulgerat. Cineva umbla la fereastră. Un râcâit menit parcă să-i atragă atenția. Îi futeamă. Stinse lumina și continuă să asculte. Nu mai avu răbdare. Cu o mișcare bruscă sfâșie jurnalul prins în pioneze. Înspăimântat, se dădu înapoi, un chip oribil, cu trăsături deformate, privea înăuntru, lipit de geam. CAPITOLUL 5 Minerva se dezlănțuie Necula strânse peste piept haina de casă din molton cafeniu și, deschizându ușa, o lăsă să intre. Sunte singur? se interesă Minerva, făcându-și loc cu coatele în stomacul figurantului rămas în adins în prag. Singur domniță! Și își trecu limba peste buzele roșii. O privea cu admirație nețărmurită, măgulitoare și aproape că-i auzai exclamația Măi, 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 ce femeie! Minerva îl măsură odată pe subsprâncene și necula se necă. Luați loc, vă rog, luați loc! Cu mâinile proptite în buzunare, Minerva se opri în fața oglinzii, zâmbind strâmb. În ramă, figurantul înfipsese vreo cinci-șase fotografii. Femei grase, rubensiene, cu sânigoi de opulență, amintind harbujii din piața mare în august. Observă fără menajamente. Ce-ți-i lăptăresele astea, dom'le, la vârsta dumită alei neserios? În casă la mine, zepat patnecula, poți să și un elefant evident în măsura în care nu se sesizează ia elul și deputatul de stradă. Dar astea, și indică pozele. Sunt de pros gust! Necula ale strânse cu o grabă ostentativă. Îmi pare rău domniță, aveți dreptate. Nu sunt făcute pentru făpturi delicate ca. Și reflex, privind țintă trupul minervei, desenă cu mâinile în aerotalie cambrată, cu șolduri dolofane exagerat umflate. Era prototipul bărbatului incapabil să vorbească despre o femeie fără a-i lucra silueta în aer, genul de individ pentru care noțiunea de frumos se traducea printr-o talie cambrată, obiectivul imediat echivala cu o nouă cucerire, iar scopul final o colecție de flirturi. Va continua să pângărească genunchii adolescentelor cu priviri libidinoase de taur comunal, până când într-o zi, în tramvai, fata se va ridica, scuzându-se. Iertați-mă, nu v-am observat, luați loc. Atunci va fi sfârșitul. Va urma golul în care n-ai de ce să te agăți, ce să aștepți, ce să speri. Minerva își îngustă pleoapele. Dacă nu cumva în ciuda profesiei, omul ăsta e un mare actor. Vrei să deschizi fereastra, domnule Necula? Părul bine briantinat al figurantului răspândea un miros pătrunzător. De altfel, întreg interiorul de cocotă bătrâioară, sufocat de perne, fotografii bibelouri, patul indecent pufos, colecția de cosmetice din fața oglinzii, îmbina o atmosferă complexă, oscilând între drogherie, alcov de curtezană și așternut neaerisit. Necul a părut surprins, dar se deplasă deschizând un oberlicht cu gentileța construită a bărbatului, care nu refuză nimic unei femei zâmbi clipind mărunt din ochii lacrimoși. Cu ce vă mai pofi de folos, domniță? În primul rând, făcu Minerva zbârcindu-și nasul într-o parte, slăbește-mă cu domnițismele. În al doilea rând am câteva întrebări să spun. Unde ai fost în seara de 7 ianuarie? A, de Sanjan, jean la restaurantul Cluj. N-aveam nicio loană." făcu cu ochiul, nici măcar vreun ion, da, am considerat că aceasta nu poate constitui un impediment serios." Din câte sunt informată, dumneata ai propus localul." Așa este, îl laudau băieții la teatru. Dacă nu mă înșel cu o seară înainte, fusese Răducu cu toată trupa." Minerva habar nu avea cine făcea parte din trupa lui Răducu, diminutivul unei marcante personalități artistice, dar putea paria pe orice că în fața acestuia necula înclina reverențe de 90 de grade, îngânând și de respect. Maestre, câte ore ați petrecut în restaurant? Păi am sosit pe la șase jumătate seara și am plecat la 11 ca de obicei. Ce incidente au intervenit pe parcurs? Vă gândiți la coca? Era singură la masă și am poftit-o să bea cu noi un coniac. N-a stat nici jumătate de oră. Fată bună! Și iar pedală mâinile rotofeie prin aer, în timp ce gura îi se umplu brusc de salivă. Nu la astfel de incidente m-am referit," declară Minerva tăios. De pildă, la un moment dat, Luca a părăsit restaurantul." De ce?" Mi se pare că nu avea țigări." Nu mi-amintesc exact." Cu puțin timp înainte pleca să-și dumneata. De ce nu i-ai făcut oficiul?" Nu mă rugase. Afară de asta, nu sunt debite prin apropiere. Eu ieșisem să dau un telefon." Minerva-i privi gura din nou inundată de salivă întrebă subțindu-și privirea. Era acasă? Nu, își reveni însă repede. Cine adică să fie acasă? Dora Ioachim și Minerva schiță cu brațele o siluetă feminină. Necula căscă gura, suflecându-și curios buzele. I se vedeau gingiile roze ca de copil. Nu o cunosc. Minz Necula și nu înțeleg de ce o faci. Reprezintă o performanță prețioasă în palmaresul dumitale afară de faptul că, în mod evident, te preferă. Cui să mă prefere? A, micilor Luca și Dincă, de cei drept și măsură rotunjimile, te avantajează fizicul. Nu înțeleg. Ia, fă un efort. Femeia se întâlnește cu fiecare pe rând, ce nu-i limpede în chestia asta. Nu văd de ce ar proceda așa. Va să zic că ți-ai amintit, o cunoști. N-am afirmat că o cunosc. Dar admițând ipoteza, încerc să continui raționamentul. De ce s-ar încurca o femeie, aceeași femeie, cu noi trei? Mi se pare extraordinar că tocmai dumitale trebuie să-ți explic astfel de lucruri. Sunt cazuri în care o femeie iubește simultan doi bărbați. Cel puțin așa se susține. Ei bine, Dora Ioachim iubește în bloc. Sau dacă vrei în grup. Acum a căzut bucuria pe voi. Este o glumă. E, hey, că vă înșală pe unul cu celălalt, nici gând. Și oricum e o consolare să știi că nu ești singura victimă. Cu buna dumitale cunoștință, Pascu a procedat la fel. Apropo, când l-ai văzut ultima oară? Nu știu despre cine vorbiți. Ah, ascultă, domnule Necula, am venit aici ca să flirtăm. Deși pot bănui că acesta este genul de conversație care te avantajează. Credeam că putem discuta serios. Mă amenințați? Minerva ridică ochii. Împrejurările te amenință și în loc să încerci să înlături, să limpezești o situație dubioasă, cochete stânga în spatele unor paravane transparente. Nu cunosc, nu știu despre cine e vorba. Aceasta e realitatea, chiar dacă dumneavoastră nu vă convine. Aha! exclamă sarcastic Minerva. Și ce mi-am zis? Dacă tot am făcut rost de criminal în cazul inginerului Pascu, ia să-l încondeiez eu nițel pe Necula. Nu o fi mare pierdere pentru teatrul românesc. Figurantul se ridică în picioare, trăgând de capetele cordonului. Bolborosi roșu la față. Nu vă permit să mă ofensați! Bravo! În sfârșit partitura e completă. Amenințare, intimidare, ofensă. Rămâne să te plângi pentru brutalitate fizică. Ia gândește-te! Un knockout face frumușel într-o reclamație. Chiar activitatea mea, din punct de vedere artistic, nu este o problemă care să țină de competența dumneavoastră mai pus la punct, dar îți faci griji Te-am văzut în actul trei tablou cinci din lear, ținând extrem de convingător halebarda. N-ai dus-o și pe Dora Iuachim să te admire? Repet, nu știu la cine faceți aluzie. Am să-ți amintesc eu, Necula. În seara de 9 ianuarie ai fost la barul El Dorado. Poate. Nu poate, sigur. Erai ca de obicei cu Dincă și Luca. Consumați șampanie franțuzească. O chestiune de buget. Dacă ți imaginezi că vânzarea mai fiind duioșat pe teme patriotice, te înșeli. Iar în privința bugetului, las-o mai moale. Tase să trăiască. La ora trei dimineața ai da de la garderobă un telefon la numărul 1719. Ei și? Minerva zâmbi subțire. Nu știi cu ei ai telefonat? N-am spus asta. Atunci? Uitasem numele persoanei. Amintindu-ți, înseamnă că ți-am făcut un serviciu. Înseamnă. Așadar, o cunoști pe Dora Ioachim. Să zicem, ce argument a folosit ca să te convingă să nu vorbești despre ea? Absolut niciunul. Nu era nevoie. Sunt un om discret. E o calitate care te face să verși lacrimi. Dincă și Luca o posedă de asemenea. Ori poate pe ei i-a amenințat să tacă. Ce zici? Nu știu ce a discutat cu ei și nici măcar dacă îi cunoaște. Te informez tot eu, Necula. Se cunosc și încă foarte bine. În aceeași noapte, la interval de jumătate de oră, fiecare dintre voi a chemat-o la telefon. Vrei să-mi povestești de ce vă feriți unul de altul? Motivele lor îmi scapă. În ceea ce mă privește, v-am spus. Nu metalez public problemele sentimentale. Nu, mai fotografiile și alea de la 80 de kilograme în sus. Mă surprinde chiar pasiunea dumitale pentru Dora. E subtonaj. Da, fiindcă veni vorba. Pe ea de ce n-a schemat-o la Cluj? Ar fi fost vesel în familie. Unde pui că la câțiva metri doar își dă de -a sufletul bietul Pascu? Tablou e fermecător. Logodnica, logodnicu și succesorii. Vreți să insinuați că eu l-am lichidat pe Pascu? Ți-ar fi fost la îndemână. De ce ai părăsit localul? Trebuia să dau un telefon. Cui? Șopti cu greutate. Dorei. Când te-ai întors, Luca era la masă? Nu, ieșise și el. De unde ai sunat? Am găsit un telefon public pe poenaru' borde, la intrarea unui bloc. Ea mai reflectează, Necula. Am impresia că ai sunat din altă parte. Figurantul ridică din numeri. Credeți ce vreți. Nu ce vreau eu. Ospătarii depozitau niște lăzi cu sticle în fața restaurantului. Mi-au relatat că ai luat-o în sus. Au fost foarte atenți pentru că înăuntru rămăsese doar dincă și le era teamă să nu plecați fără să achitați consumația. Asta înseamnă că faceți o impresie foarte bună. Deci, încă o dată, mai mințit. Oftă. De unde ai sunat? Necula lăsă capul în jos, jucându-se cu ciucurii de la halat. A găsit un telefon pe Rahovei. Unde? Înainte de Sfinții Apostoli. În curtea bisericii? Mai încolo puțin. Ce trebuia să-i comunici dorei? Nimic special. Adăugă după o scurtă ezitare. Voiam să văd dacă e acasă. În drum, firește, te-ai întâlnit cu Pascu. Aveți același itinerar? Nu-l cunosc. Nu știam că Dora fusese logodită. Nu mă interesează trecutul femeilor cu care am de-a face. Și în orice caz numele Pascu nu mi-ar fi spus nimic. Nici chiar atunci când ai văzut cadavrul? N-am văzut niciun fel de cadavru. Iar minznecula și treaba mă indispune. Tocmai pentru că l-ai văzut, încerci să mă induci în eroare. Necula și-nfipse degetele în șuvițele cleioase de păr și gemul răgușit. Nu-l cunosc, nu înțelegeți că nu-l cunosc? Cineva afirma că erați prieteni. Prieteni? Atunci frați! Necula avu un râs isteric. Ochii roșii lăcrimau acum de-a de iar stomacul îi tresărea convulsiv cu o mișcare iute Minerva îi ridică mâneca hainei de casă. Pe pielea albă, două mâini tatuate își împreunau degetele. Același tatuaj de pe brațul inginerului Pascu. Fraz de cruce necula, șopti Minerva. Capitolul 6. Minerva rămâne pe gânduri. Printre altele, își continuă raportul Minerva, am luat legătura cu conducerea principalelor întreprinderi din București și din țară. Desigur, măsura în sine inspiră scepticism. Ce le-ai cerut, se interesă colonelul. Să ni se relateze tot ceea ce li se pare suspect. I-am pus la curent cu afacerea. E evident, în linii mari, ar fi fost în stare să ne relateze despre X care își bate nevasta o Y care vine beat la serviciu. Le-am atras în mod deosebit atenția asupra personalului tehnic angajat în ultimii ani. Ne-au sosit primele răspunsuri. Ei? Minerva oftă. Nimic. Absolut nimic. Avea o îndemânare deosebită pentru lucruri pe care de obicei le fac femeile și numai siliți de împrejurări bărbații, iar atunci stângăcia și lipsa de aplicație sunt evidente. Pe bufetul scund erau așezate obiectele ce trebuia să fie predate la fond negrese cu cercei mari și gură roșie de fetru, căței mițoși, balerine de sârmă, podoabe de aramă, ori de lemn. În bibliotecă, câteva rafturi bine lustruite, toate cărțile erau îmbrăcate în hârtie groasă, albastră, peste care dincă lipise celofan. Ordinea meticuloasă, ca și o impresie acută de util, totul era practic, la îndemână, suficient doar să dai perdeaua bine scrobită la o parte, să bagi în priză, ori să tragi un sertar, o determinau pe Minerva să vadă în dincă un solitar. O privea grav, cu ochii mari, negri, nefiresc de vii pe fața pământie, aproape fără conturi din cauza culorii terne. Era straniu că, observându-l, abia îți stăpâneai exclamația: Un nefericit! De ce? se întreba Minerva încercând să-și analizeze senzația pariez că încă mai păstrează primul costum. Atinge stofa cu buricul degetelor pentru ca nu cumva unghia să agațe vreun firicel de lână. Al meu, pantofii mei, cămașa mea, acest al meu obsedant meschin care limitează sau sufocă. Ăsta să fie paravanul după care se ascunde marele necunoscut? Dincă își puse mâinile pe masă, mari, albe, cu un tremur nervos, aproape neverosimil față de fragilitatea grațioasă a jucăriilor de pe scrin. Minerva se juca cu un port țigaret sculptat, mângâindu-i adânciturile cu buricul degetelor. De când îi cunoașteți pe Luca și Necula? Sunt aproape zece ani. Avea un glas melodios, bine timbrat. Nu vreau să fiu indiscretă, cel puțin nu în acest sens, rectifică zâmbind, dar asociația mă surprinde. Sunteți altfel decât ei. Alta luată aș zice. Dacă mi-ar semăna, n-ar mai fi interesanți. Sunt un om trist, doamnă, puțin sociabil, nu prea simpatic. Pe undeva, fiiresc. Am avut o copilărie tristă. Imaginați-vă o căsuță de fapt, o colibă în mijlocul pădurii. Surăse. Mă văd încă la nouă ani după moartea mamei. Slab, cu chipul prematur îmbătrânit, cu inima sălbatică, speriată, un vecin m-a urcat în tren. La răsadnița mă aștepta unchiul, un munte de om colțuros. M-a luat de mână. În noptase, pădurea mi s-a părut înspăimântătoare, plină de taine. Unchiul pădurarul scotea o vorbă la câteva zile. În sfârșit, Luca și Necula m-ajută să-mi depășesc complexele. Deci căutați în această prietenie antidotul propriilor dumneavoastră tare. Din cauftă nu o caut. Mi-ar fi penibil să consider o prietenie din punct de vedere utilitarist. Aș trăi cu senzația neplăcută că exploatez niște sentimente sau că în orice caz dăruiesc mai puțin. Or, eu le sunt recunoscător că mă acceptă. Adăugă în șoaptă, așa cum sunt. Minerva râse, Cred că la cusururile dumneavoastră trebuie să mai adăugăm unul modestia. Vă mulțumesc pentru maniera amabilă în care abordați problema. Cert este un fapt. Luca și Necula reprezintă stâlpii existenței mele. Prietenia lor, suportul meu moral. Nu intenționam să spun nimic rău despre ei. Totuși, fără a minimaliza noțiunea, consider că îi acordați o importanță disproporționată. Sunteți un om tânăr, talentat și a mizat totul pe Luca și Necula." Doi bețivan vreți să spuneți, fanfaroni, ratați și așa mai departe." Să zicem, lucrurile acestea nu prezintă importanță pentru mine." Pentru mine, da." Îl privi atentă, întrebându-l aproape în șoaptă. Ce le datorați?" Omul își trecu mâna albă peste obrazul pământiu. Contrastul de culori era atât de violent încât părea să-l fi mângâiat al cineva. Da, este inutil să mă eschivez. Într-un fel sau altul, mă vesili la confidențe sau veți afla singură cum stau lucrurile, riscând ca ele să vă fie prezentate de format. În puține cuvinte, oamenii aceștia mi-au salvat viața de două ori. Am vrut să mă sinucid. Neserioși, frivoli, cum vreți să-i calificați. Au reușit dacă nu să-mi redea dorința de a trăi, cel puțin să-mi smulgă, desigur, la modul figurat, arma din mână. Decepții de ordin sentimental. Sună a foile ieftină, în cel mai bun caz, melodramatic. Dar nu mă sfie să declar că ele au generat momente deosebit de grele în existența mea. Râse încetișor. De fapt, la rubrica stare civilă, mi se potrivește un singur cuvânt. Nefericit. Minerva își camuflă surpriza. Considerând din acest unghi situația, înseamnă că nu mă pot aștepta la o sinceritate excesivă în ceea ce îi privește. Probabil sentimentul cel nutris pentru Luca și Necula vă va împiedica să mă ajutați. Principial, așa ar fi. Am însă certitudinea că oamenii aceștia nu pot face cu adevărat nimic rău. Cel mult să-și strice propria lor viață. Vă stau deci la dispoziție. Domnule Dincă, în seara de 7 ianuarie ați fost la restaurantul Cluj. În timp ce vă aflați acolo, doar la câțiva metri de local s-a comis o crimă. Am asistat la ea, declară dincă simplu. Degetele Minervei se crispară. Indifitul este desăvârșit. Glasul, ochii, mâinile, mint atât de bine încât încep să-ți reproșezi îndoielile. Vreți să-mi relatați pe lear cum s-au petrecut lucrurile? Eram de câteva ore în local. La un moment dat, Necula s-a ridicat pretextând că trebuie să dea un telefon urgent. Unul din ospătari a tras atenția că aparatul este defect, indicându-i câteva locuri prin apropiere, unde ar putea eventual încerca. După vreo 10 minute, Luca a părăsit și el restaurantul, n-a avea țigări. Din câte am înțeles, nu intenționa să mai rămâneți. Vă închipuiți, vă gândiți că și-ar fi putut cumpăra în drum spre casă de la orice restaurant, nu-i așa? Exact. Luca fumează select. Localurile deschise până la ora 1 de obicei nu țin de când snagov, amiral sau diplomat. Continuați. Am rămas deci singur în restaurant. Puteți preciza ora. 22 și 5, 22 și 10. Băieți întârziau și simțeam nevoia să iau puțin aer. Am achitat nota rugându-l pe ospătar să nu strângă paharele. Mai rămăsese vreo jumătate de kilogram de vin și am ieșit afară. Depășisem localul cu trei sau patru clădiri când am auzit în spate pași precipitați. Doi bărbați alergau. M-am lipit instinctiv de zidul unei case. Au trecut prin fața mea vertiginos. Le-ați distins cumva trăsăturile. Mi-ar fi fost imposibil. La un moment dat am înregistrat destul de slab o bufnitură. Și cel din fața a căzut. Celălalt, un bărbat înalt, s-a topit pur și simplu în întuneric. Apoi? Din că își cuprinse brațele cu un aer stânjenit. O să vi se pară de sigur. Ne e recomandabil procedeul, dar am făcut calea întoarsă. Ciudat! Nu v-ați gândit că victima ar putea avea nevoie de ajutor? Până să fi luat o hotărâre, la capătul străzea păruseră deja două siluete în uniformă. Știam că rămâne pe mâini bune. În ceea ce mă privește, practic nu-i mai puteam fi de niciun folos. Ați proceda greșit, domnule Dincă, dar din fericire, deși faptul e consumat, încă ne puteți ajuta. V-ați întors imediat la restaurant? Desigur. I-ați găsit pe Luca și Necula înăuntru? Doar pe Necula. Luca a apărut după câteva minute. Era exact 22-25. M-am uitat la ceas instinctiv și tăcu brusc. De ce v-ați oprit? Instinctiv trebuia să vă uitați la ceas când s-a tras asupra victimei și nu când s-a întors Luca dincă ridică din numeri într-adevăr așa e oare gestul reflex n-a fost cumva generat de o corelație între cele două siluete a domnului Luca și a agresorului vorbesc de un bărbat înalt aș prefera să vă gândiți bine înainte de a răspunde nu este cazul să-l camuflez pe Luca oricum l-aș fi recunoscut și atunci conform principiilor renunțate mai devreme nu l-ați divulga nu, apreciez sinceritatea dumneavoastră la urma urmelor puteam să omit amănuntul că am asistat la crimă. Minerva își mușcă buza de jos. În sfârșit, bănuiesc că ați povesti și amicilor incidentul. Dincă negă, clătinând din cap. De ce? Tete senzaționalul mahalagesc îmi repugnă. Moartea unui om depășește rubrica. Poate. Sigur. Oricum n-aveam chef de comentarii. Ei, nu mă simțeam prea bine. De fapt, în noaptea aceea m-am îmbolnăvit. Am stat câteva zile în casă. Știți cine e victima? întrebă brusc Minerva. Ha, Barnam! Inginerul Mihai Pascu! Omul își încreții fruntea, repetă de câteva ori pe gânduri. Pascu, Pascu! Numele mi-e familiar, totuși nu-l pot identifica. Logodnicul Dorei Ioachim, preciză Minerva, dincă nu-și disimulă surpriza al dorei? Extraordinar! Ah, acum înțeleg, înțeleg. Ce? Refuză să răspundă privind concentrat mozaicul parchetului. O cunoașteți de mult? De trei săptămâni. Își capul în mâini, rostind cu greutate. Era logodită? Sunteți, sunteți sigură? Ce raporturi există între dumneavoastră? Între mine și Dora? Părea că nu-și revine. Ce fel de raporturi? Cele dintre un bărbat și o femeie? Își ridică ochii umezi, dilatați. Ce alte raporturi puteau să existe? Minerva întrebă cu blândețe: O iubiți atât de mult? Omul o privi ciudat. Are vreo importanță? Englezul spune că nu e deștept cel care greșește de două ori. Eu greșesc pentru a treia oară. Avea un ton sfâșietor și, totuși, ciudat de calm. Mă întreb de ce Luca și Necula, care știau unde vă poate duce o nouă decepție, nu v-au avertizat cu cine aveți de-a face. Luca și Necula? O cunosc la fel de bine ca și dumneavoastră, poate, și ei mai bine. Din căpălii. e o cursă. Asta bănuiesc și eu, întoarse minerva -mi lucrurile la 180 de grade. Dora Ioachim mi se pare extrem de abilă. Și nu cred că discreția solicitată fiecăruia dintre dumneavoastră ține numai de anumite scrupule morale. Îngrijorător și cert e faptul că prima victimă a căzut. Care victimă? Am mai discutat inginerul Pascu. Mă surprinde că nu l-ați recunoscut atunci în seara când a fost împușcat. Atunci l-am văzut pentru prima oară în viața mea. Minerva întinse mâna spre etajera unei cărți. Scoase un volum cu coperte albe, unicul neînvelit. Ați cumpărat-o recent? Am primit-o întoarse prima filă. Subtitlu o dedicație cu cernală verde. Domnului Dincă, cu afecțiune, M. Pascu. Trebuia să o găsesc, reflectă Minerva, observând literele rotunde cu majuscule înzorzonate. Capitolul 7. Se caută un Voltaire. Scoase scama din vârful peniței și continuă să scrie. Consider, deci, că persoana mai sus plasând la adăpostul predării unor inofensive lecții de matematici, diplome false și solicitând apoi, prin șantaj informații, periclitează în cel mai înalt grad interesele economice ale statului, ceea ce impune domniilor voastre măsuri drastice și imediate. Inginerul Mihail reciti ultima frază cu un suspin de satisfacție, care îi alungă pentru câteva clipe îngrijorarea. Mușcând vârful tocului, căută o semnătură menită să precizeze o anumită poziție, în sfârșit, un soi de atitudine precisă. În principiu, era informat că nu se dă curs anonimelor, denunțurilor nesemnate. Totuși, miza era prea interesantă, prea neliniștitoare, pentru ca cei competenți să arunce pur și simplu hârtia la coș. Iar datele de natură să-l identifice pe autor atât de ferme, încât ar fi fost imposibil să nu stârnească măcar curiozitatea. O curiozitate minimă care să genereze cercetări discrete la fața locului. Se decise în cele din urmă pentru un cetățean cu simțul răspunderii, caligrafiat între ghilimele cu litere de tipar, împături scrisoarea și o puse în plic. Deschise dulapul și scoase o trusă de voiaj, un costum de, de haine, două-trei schimburi, economiile câteva mii de lei, bani lichizi, aveau să-i ajungă pentru un timp până își va găsi de lucru undeva, departe, pe un șantier unde oamenii nu sunt curioși pentru că sunt prea ocupați, iar fluctuația de personal e firească. Trebuia să se dea la fund, să dispară, înghițit în necunoscut sub o identitate mincinoasă. Mâine, poi mâine, poliția va fi avertizată de situația falsului inginer Mihailă de șantajul celui care îi furnizase diploma. Rămase o clipă pe gânduri: Oare profesorul de la care pleca propunerea și șantajistul sunt una și aceeași persoană? Coborâ în stradă cu senzația neplăcută că este urmărit, se întoarse de câteva ori, dar nu observă nimic. Figuri indiferente, trecători grăbiți, o femeie îmbrăcată la repezeală, plimbând un câine pe chinez. Aruncă scrisoarea în cutia poștală de la colț, atent să respecte indicațiile PTTR-ului care distingeau pentru București, pentru alte localități. Se simți mai liniștit, dar senzația că cineva e în spate persista. Trebuia să lupte cu tentația de nebirui de a-și întoarce capul după fiecare 2-3 metri parcurși. Individul dispăru pe o străduță strâmtă care se deschidea la dreapta. Escaladă gardul și ajunse pe un maidan întunecat. După câteva minute, apăru inginerul Mihailă grăbit, aproape alergând. Scoase revolverul, fixându-i amortizorul. Inginerul ajunsese în dreptul lui. Cadavrul zăcea nemișcat pe trotuar așa cum îl surprinsese moartea. Minerva Tutovan străpunse cordonul de polițiști care asigura ordinea și în genunchi lângă victimă. Un om tânăr, în jur de 30 de ani, cu figură oacheșe. Alături, medicul legist Vlase dădea explicații procurorului. Minerva a făcut semnul unui sergent să caute actele victimei și se apropie de grupul celor doi. Procurorul Ștefănescu o salută reverențios. Vlase dădua amical din cap. După câte îmi dau seama, s-a tras cu aceeași armă, declară Minerva prost dispusă. Era obosită și era frig. Pe Maidan sufla un vânt aspru. Categoric, făcu medicul legist. Moartea s-a produs instantaneu. Pe trotuarul de vis-a-vis -vis se buluceau trecătorii aviz de senzațional. Bătrâni cu iaurtul în plasă, gospodine purtând sacoșele doldora de zarzavat, un puști cu o jimblă mare, rumenă, din care rupsese un colț. Sergentul se apropie respectuos și întinse minervei tutovan documentele victimei. Într-un carnet de material plastic, vernil, găsi buletinul. Mircea Mihăilă, București, născut în 1942, și o legitimație de inginer purtând antetul unui institut de cercetări. Hmm, gândi Minerva, tot inginer. Procurorul conchise enervat. A doua crimă în patru zile. E inadmisibil. Părea să reproșeze cuiva anume treaba asta. Minerva își întoarse iute capul. Îl privi fix câteva secunde, mușcându-și buza de jos. Procurorul nu se formaliză și continuă să comenteze cu vlase. Apoi, din nou, îi atrase atenția sergentul. Se îndrepta spre ea însoțit de o femeie între două vârste. Avea o față placidă, cu ploape umflate, hepatice. În să ținea un pechinez care gâfâia, dând din coada subțire ca o virgulă. Cu ce vă putem fi de folos, doamnă?" întrebă Minerva, stăpânindu-și iritarea. Eu am văzut, am văzut tot!" Ieșisem la plimbare cu Siegfried și am văzut. Ce? Mortu, vreți să spuneți victima. Exact, acum jumătate de oră plimba în cățelul. A fost toată ziua indispus. Cine a fost indispus? Mortu, adică nu mortu, că pe el nu-l cunosc, Siegfried. Solo metodic, doamnă, propuse Minerva. Deci, acum jumătate de ceas plimbați pe chinezul, unde anume? Pe Ilenelor, strada Elanta. la capăt stau eu o căsuță galbenă cu perdele brodate. Acum ne trage și gaze. Siegfried e răcit și a rămas acasă, i-am pus de și am tras o frecție pe cinste. Minerva își propti mâinile în șolduri. Cum vine asta? Vă că sunteți cu el. Cu cine? Clipi femeia nedumerită. Cu Siegfried. Păi nu asta. îl al da casă, bărbat meu. Îi cheamă la fel pe el și pe cățel. Ce aiureală! De ce nu i-ați spus Popovici or Popescu sau... Naiba știe. Cui vă rog lui bărbatimiu? meu? Câine lui Cucoană. A, făcu femeia decepționată. Asta nu se poate. De ce? Păi bărbatul meu a fost prizonier. Zece ani bătus pe muchel, l-am tot așteptat. Credeam că a murit. În amintirea lui i-am spus cățel lui Zigfrid. Când s-a întors, i-a plăcut și lui. Un gest delicat, nu găsiți? În fine, s-o lăsăm baltă. Ce făcea victima? avea o servietă în mână și părea grăbit. Prin ceva a tras atenția. Cine? Victima. Femeia roti ochii, neputincioasă. Cum adică dacă nu vă supărați? Trec sute de oameni. Cum de l-ați reținut tocmai pe acesta? A, păi știți, era ceva și le-a curios. Mergea ce mergea, că venea dinspre stația de tramvai. Și se tot întorcea să vază în spate, că la un moment dat m-am uitat și eu. Și? Ce era să văz? O menire. Bărbați femei care cu treburile lui. Altceva? Când s-ajungă la cutia din capul străzii, s-a uitat iar bine de jur împrejur, a scos din servietă un plic albastru și a dat drumul în lăuntru. Sunteți amabilă să mi-arătați unde?" Dar cum să nu cu plăcere? Că tot spre casă mă duceam și eu." Căută pe jos după cățel. Zic, Fred, hai băiatule că-i nel târziu. Ne așteaptă tăticul." Pe chinezul o -o, înainte cumers de rață. Minerva își struni pasul după al femeii, mărunt și înțepat. Imediat ajungem, ce întâmplare! exclamă cu satisfacție evidentă. Noroc cu Siegfried! Care Siegfried? Bărbat, eu că nici n-aș fi ieșit astă seară. E un film la televizor cola ăla frumosul, dă place la toată lumea. Ei, știți dumneavoastră? Știu. Minerva nu se îndoia că pentru un timp femeia va deveni starul cartierului, Vecinii vor sosi în pelerinaj, ascultând povestea pentru a zecea sau a suta oară, fără să priceapă căruia dintre cei doi Siegfried îi datorează descoperirea. Cucoanele vor sorbi, prelung și zgomotos, din ceștile de cafea, vor trage lacome cu ochiul la chiseaua pântecoasă cu dulceață de culoarea aurului, solicitând detalii. Madame Aglaie își va răsuci mecanic degetul uscat în ureche, lungindu-și gâtul ca nu cumva să piardă vreun cuvânt. De fiecare dată, povestea va deveni mai stufoasă, mai rotundă, iar incidentul femeii cu ochi hepatici, o adevărată aventură. Și trist, poate că erau luni sau ani, de când se consumase cel mai important eveniment din viață, bronșita contractată de Siegfried, soțul. Cum s-a comportat victima după ce a pus scrisoarea la cutie? Poate că mi s-a părut, dar parcă să liniștise. După aia nu l-a mai văzut că de colțul pe vâlcei, iar Siegfried s-a oprit la un stâlp să facă, e, mă rog, înțelegeți noastră, că-i rușinos nevoie mare, nu ți-o ridica piciorul când trece cineva să-l tai. Pormă am auzit eu așa, ca o pufnitură, ca când desfaci spumosul, ta am dat atenție. Zica, cine știe, un camion ceva și le e, ce ți e și soarta omului, dacă era bec pe Maidan trăia, sau dacă nu era Siegfried indispus. Soțul nu, no, căinile! Se măsurară din priviri. Gânduri identice, nemărturisite, se încrucișară în eter. Toantă mai e! Așa, criminalul s-a înfundat în întuneric și dus a fost. Eu te cam ajuns! Slavă domnului! Oftă Minerva! Cotiră și femeia își duse brusc mâna la gură. Cutia de scrisori, într-o baie de flăcări, ardea ca o torță. În pragul unei curți o fetiță țipa, Arătându-o cu degetul, Sigfrid câinele începu să schelălăie.